Legea salarizării este bine analizată și gândită de guvernul Cioloș. Acesta caută metode de finanțare reale. Guvernanții vor să se asigure că legea salarizării unice pe care și-o vor asuma este o lege care poate fi și aplicată pentru că sunt fonduri bugetare. Altfel, această lege nu va fi adoptată. Și cei de la ALDE Botoșani susțin că adoptarea unei legi a salarizării unice este absolut necesară, în special pentru cei tineri. La ora actuală, un tânăr care termină o unitate de învățământ superioară în administrație, în sănătate, în învățământ, nu are nicio motivație să rămână. Pentru că tot am promis că vom da acestor tineri și vom elabora o lege a salarizării unice. L-am văzut pe domnul Dâncu, după el promisese ei, guvernul tehnocrat, a zis că de la investiri, pe data de 10 februarie, va prezenta un proiect de lege a salarizării unice. Nici măcar un draft din ala, cu un proiect schițat. Deocamdată, guvernanții au anunțat că se lucrează la mai multe scenarii pentru ca legea finală să-și atingă cât mai multe dintre obiective. Cel mai important obiectiv este creșterea salariilor pentru tineri, pentru că numai așa cei tineri vor rămâne în țară și nu vor mai lua calea străinătății, așa cum a explicat și Dumitru Zmău, vicepreședintele ALDE Botoșani. Cum să stea alea? Chiar dacă are un procent, dar cu 10 milioane, cu 12 milioane, nu stă nimeni în România, pentru că el, tânărul, a sperat o viață întreagă. Dom'le, când acum mă ține tata și mama, după ce termin, să merg și eu pe picioarele mele, să am unii puni capul, să mă pot întreține. Știți foarte bine ce salarii sunt în România, știți foarte bine cât e de scumpă viața azi și cât de scump sunt banii astăzi, pentru că aici este o mare problemă. Șeful Cancelariei prim-ministrului Dragoș Tudorache a precizat că prin legea salarizării unice la care se lucrează în prezent se dorește să se corecteze anumite nedreptăți în sistem care s-au clădit în timp prin tot felul de creșteri sau scăderi, cumva arbitrare, date doar prin anumite categorii profesionale sau paliere instituționale, care la fel au creat inechități în sistem.